să citim la 1 Timotei, capitolul 4. Versetul 7. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. Evlavia. Caută să fii evlavios. Este greu? Este ușor? Depinde. Dacă o faci prin firea pământească, dacă o faci prin omul vechi, nu numai că este greu, dar este imposibil. Nu poți prin ceea ce ești tu să fii evlavios. Dacă rămâi în Domnul Iisus, dacă rămâi în locurile cerești unde El te-a așezat, atunci nu numai că este ușor, dar este un mod de viață. Este ceea ce ești tu. Totul vine în mod natural. Caută să fie evlavios. Acest îndemn este precedat de porunca ferește-te de basmele lumești și băbești. Ferește-te. Ce se însemne lucrul acesta? Cuvântul băbești ne aduce cu gândul la ceva de mult, ceva învechit și păstrat prin tradiție. Uneori oamenii spun, leacu băbești, referindu-se la o anumită procedură care nu e scrisă în cărți, dar pe care urmează știind că îi va ajuta la vindecarea unei anumite boli. E bine dacă aceasta este realitatea în viața reală, în viața noastră spirituală, care este această realitate. Dacă urmezi doar ceea ce ai moștenit, și bine, spune acolo în Biblie, urmați-le credința mai marilor voștri, dar dacă urmezi doar o tradiție, nu te va schimba. Ei bine, când vii la Dumnezeu, trebuie să renunți la toate aceste leacuri băbești, lucruri pe care le faci doar din automatism, pentru că așa s-au păstrat prin tradiție și pentru că așa au făcut strămoșii. La Dumnezeu nu merge decât cu ceea ce este scris. Este scris. Este scris. Este scris. O spune Domnul Iisus de 3 ori. Tot ceea ce nu are acoperire în Scriptură, regul, obiceiul, sunt doar din niște basme din văzut la care trebuie să renunțăm. Eu și toți. Și atunci degeaba mai căutăm evlavia, dacă nu ținem la aceste basme, băbești. O, câți oameni pretind că e caută evlavia, dar țin cu dinții de aceste basme băbești. Pe de altă parte, Pavel aduce echilibru și spune, nici lumești să nu fiți. Nici lumești. Noi suntem atât de dezechilibrați când prezentăm și trăim Evanghelia. Ori ținem orțiși la ceea ce am moștenit și nu facem niciun pas la stânga sau la dreapta, sau dorim cu orice preț să revoluționăm lumea, ajungând să o iubim și să construim un pseudo-creștinism. Pseudo-creștinism. Un creștinism fals, imaginar, închipuit. Sunt atâtea feluri în care putem să fim lumești. Sunt lumesc atunci când vin la adunare și judec pe frați. Sunt lumesc atunci când predic altora, dar nu-mi predic mie însumi. Sunt lumesc atunci când fac lume nesărate. Sunt lumesc atunci când gândurile mele sunt îndreptate numai spre câștig și numai spre viitorul meu aici pe pământ. Se spune în Scriptură, dacă numai pentru lumea aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos. Sunt lumesc atunci când mă îmbrac în așa fel ca ceilalți să mă admire. Sunt lumesc atunci când sunt delăsător cu privire la lucrurile sfinte. Sunt lumesc atunci când nu respect și nu iubesc prin vorbă și prin fapte. Așadar, Pavel spune mai întâi, feriți-vă de aceste două extreme. Legalismul pe de o parte și libertinismul pe de alta. După ce vă feriți de religiozitate, care e forma de evlavie, și sistemul lumesc, puteți căuta evlavie. Asemănarea cu Dumnezeu. Să vorbim despre două lucruri așadar. Mai întâi, ce nu este evlavia? Și apoi, dacă timpul ne va permite, ce este evlavia? Dar ce nu este evlavia? Pentru că de multe ori trebuie să definim ce nu este un lucru, ca să vedem ceea ce este un lucru. Și aș da o mărturie a unui creștin spusă la o conferință. El declarase, conștientizez acum că în slujba mea pentru Dumnezeu eram unul dintre cei mai siguri pe sine, îngânfați și dezgustători creștini pe care i-am întâlnit vreodată. Puteam să adun bani, puteam să organizez un program minunat și credeam că am un mare succes în lucrarea Domnului. Dar nu de mult, mă aflam într-o vizită
într-o anumită țară și am avut oportunitatea să vorbesc cu câțiva oameni mai în vârstă care și-au amintit de Evan Roberts și de Marea Trezire Galeză. Ei mi-au spus despre adevărată lucrare de înnoire a Duhului Sfânt, plinătatea Domnului Iisus, de înnoire și trezirea creștinilor. Iar eu nu prea înțelegeam ceea ce vorbeau ei. Nu prea înțelegeam. Într-un fel, toate aceste scene era ca și cum ei mă îngropau sub o povară grea de cărămizi sfărâmate, dar nu realizam lucrul acesta. Nu realizam lucrul acesta. Și Dumnezeu mi-a vorbit despre marea mea lipsă spirituală. Nu așa că de multe ori Dumnezeu parcă trebuie să ne îngroape undeva și să simțim o povară ca El să ne arate lipsa noastră spirituală? Ne credem buni, dar El ne arată. Acest tânăr s-a îndreptat spre cămăruța în care stătea. Acolo a îngenunchea și a început să transpire în așteptarea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Momentul morții. Sfârșitul sinelui. Acel om a murit față de reputație, abilitate, învârfare, încredere în sine, personalitate. Față de toate lucrurile de genul acesta. Față de tot ceea ce era el. Interesant este faptul că el nu a fost nevoit să schimbe doctrinele. Nu, acele erau drepte. Nu și le-a schimbat. Ci doar și-a dat seama că avea nevoie de focul lui Dumnezeu peste doctrinele sale. De multe ori ceea ce spunem este corect. Este drept. Nu avem voie să schimbăm. Nu avem nevoie să schimbăm nimic din ceea ce spunem. Dar avem nevoie de focul lui Dumnezeu peste doctrinele noastre. Și acest creștin a avut parte de focul lui Dumnezeu. Vlavia nu înseamnă ca tu, prin tine însuți, să faci lucrarea lui Dumnezeu, cum o făcea acest creștin. Vlavia nu înseamnă să construim programe religioase, să adoptăm fața smerită a unui om cuvios și să începem să împărțim sfaturi în stânga și în dreapta. Suntem buni cu sfaturi de multe ori. Mai rău stăm cu trăirea. Evlavia nu înseamnă să citesc Biblia în fiecare zi și să mă minunesc cu cunoștința mea mai bogată decât altuia. Nu aceasta este Evlavia. Evlavia nu înseamnă să-mi iau destinul spiritual în propriile mâini și să dictez de pe tronul inimii mele, căutând să convinc pe Dumnezeu că a făcut o greșeală, că mi-a dat o slujbă mai înaltă. Te-a pus acolo, nu Doamne, eu vreau aici. Lucrul acesta mi se potrivește. Nu ești conștient de ceea ce ești. Oamenii care au ieșuat grosolan în privința aceasta au fost chiar câte învățători și cărturarii din vremea în Domnului Iisus. Cei mai învățați au ieșuat. Cei mai învățați. Asta nu înseamnă că să nu învățăm, înțeles? Dar farisei, învățătorii zilelor acelea, rămân cele mai triste exemple de eșec religios din lume. Trist. Și nu din cauza greșelilor doctrinare. Nici din cauza că au fost nepăsători sau fără tragere de inimă, probabil, îi vroiau, unii cu sinceritate, poate. Nici pentru că au dus o viață desfrânată. Nu pentru asta au ieșuat. Toată problema lor se afla în calitatea motivației lor religioase. Care este motivația noastră? Ei se rugau, dar se rugau să fie auziți. Auziți de oameni. Și astfel motivația lor le distrugea rugăciunile și le făcea nu numai să fie nefolositoare, ci cu adevărat rele. Nu numai nefolositoare, ci cu adevărat rele. Ei chiar erau darnici și generoși, dar făceau lucrul acesta ca să scape de datoria lor față de părinți. Și lucrul acesta era rău. Sau dădeau de Hristosul lor. Și lucrul acesta era rău. Ei judecau păcatul și se împotriveau când îl găseau la alții. Dar făceau lucrul acesta din avut o îndreptățire și împietrire a inimii. Avut o îndreptățire. Aveau chiar și o roadă, o anumită roadă. Noi convertiți la sistemul religios. Noi convertiți. Acțiunile lor aveau o aparență de sfințenie. Dar aceleași activități ar fi fost făcute, dacă ar fi fost făcute din motive curate, atunci ar fi fost inundabile. Motivația nu era curată. Ne amintim de Cain și Abel. Jertfa unuia a fost primită, altuia respinsă. Nu pentru că o jertfă era mai bună decât alta, ci datorită motivației interioare, cu siguranță. Dumnezeu nu va zice niciodată că jertfa pe care am adus-o este prea mică. Niciodată.
dar El o va dezaproba, chiar dacă este mare și apusă din prisos sau cu o motivație greșită. Pe de altă parte, suntem farisei și dacă ducem o jertfă care nu ne costă, mândrindu-ne că motivația este sfântă. Știți, da, dar eu sunt mai bun ca altul. Am adus o jertfă mai... Cineva încredincios spunea, acțiunile religioase făcute din motive josnice sunt de două rele. Rele în ele însele și rele pentru că sunt făcute în numele Dumnezeu. Lucrul acesta este echivalent cu a păcătui în numele celui fără păcat, a minți în numele celui care nu poate minți, a urâi numele celui a cărui natură este iubitoare. O atâtea lucruri se fac în numele Dumnezeu. La 1 Corinteni 13, Pavel ne amintește că cel mai înalt serviciu religios este inutil dacă nu este motivat de iubire. Fără iubire, profeții, învățătorii, oratorii, filantropii sau martirii sunt dați afară, fără răsplată. Cât de mult din ceea ce se face nu se naște din iubirea de sine, ci nu din iubirea de Dumnezeu. Cât de mult este făcut din obligație, o fac, pentru că sunt obligat să o fac. Nu de ce, ci de ce va fi întrebarea importantă care se va pune când ne vom înfățișa în fața scaunului de judecată. De ce? De ce ai făcut? De ce? Până acum am văzut ce nu este evlavia. Nu este un set de programe pe care să le adoptăm. Nu sunt doar niște activități cu caracter religios. Nu sunt. Secretul stă în motivația interioară pe care o am și nu în etalarea talentelor în cadrul unei comunități. Dar nu, timpul nu ne permite. Știm cu toții ce este evlavia. Am văzut ce nu este evlavia. Dumnezeu să ne ajute ca să căutăm evlavia cu toată inima și pe ea. Amin.